Bună seara! Mi-a scris un minor că prietena lui a fost contactată de un turc, 45 de ani, și aparent vrea să vină la ea acasă, la o fată de 13 ani. Și trebuie să ajungă în 5 minute și îl așteptăm. Mai are 2 minute. O să încep live-ul. În 2 minute trebuie să ne apară prădătorul. Îl așteptăm. Stați așa că văd niște indivizi. Trebuie să-mi pregătesc și pe eu, că sunt doi. El este. Bună seara! Sunteți împreună cu domnul? Da. Ce faceți? Ați venit să reculați o minoră? Nu. Da? Luați numărul la mașină, chemăm poliția acum. Nu plecați, o să chemăm poliția acum. Ok. Ce faceți? Prietenul vorbește, vin aici, azi vin aici și eu știu prietenul. Să-l vedeți mai bine pe individ. Dumneavoastră sunteți cu el? Mi-a făcut semn pe stradă ca să vă duc aici. Bine, puteți să plecați atunci, vă rog. Da? Păi sunt de bani. Dați-i bani. Da? Dați-i bani, că dumneavoastră mergeți la poliție acum. Sunt de bani, dar nu l-am avut. Am înțeles. Stați acolo, nu vă mișcați, mulțumesc frumos. O seară bună. O seară bună, nicio problemă. Problem? Stai acolo, yes, problem. Ai, nu știu problem. You are pedofil. Ce? Pedofil. Pedofil, ne? Câți ani ai? Românește, nici... Românește, da? Puteți citi românește. Câți ani ai? Cât ani? Ani. 45. 45? Da. Cu cine doreai să te vezi? Nu știu, una pe viața în Facebook, mesaj trimit, vă ești de Câți ani avea fata cu care voiai să te vezi? Nu știu eu. Nu știi? Nu. Îți citesc eu? Nu știu românește, ce vorbește, nu știu. Sigur, da. Sigur? Nu știu românește, frate. Nu știi românește, frate? Unul pe viața în mesaj trimit, Facebook. 13 ani, da? 13 ani. Nu știu. Ce ziceți, mă? Nu știu eu. Auzi, dacă te ajută cu ceva... Nu știu, șofer, autobus, auzi, dacă te ajută cu ceva, eu l-am luat de pe Vilor. Știu, de la Hotel Vilor, știu. Da, mersi frumos. Luat, mersi. Da. Voia să raculezi o minoră de 13 ani. 13 ani? 13 ani. Nu știu ce vorbește, frate. Nu știi. Nu, românește, nu știu. Ce limbă vorbești? Mesaj, vezi, telefon. Nu, ce limbă vorbești tu? Telefon, știu, tu vorbești, știu telefon, frate. Asta telefon, știu vorbește. Ama nu știu ce vorbește, frate. Asta tu ce vorbește, știu. Asta. Uitați-mă, nu știe limba română acum. Vorbește, știu. Fata avea 13 ani. Ridu. Ridu, nu are internet. Bă, cu ce mă complic eu aici cu ăsta. Nu știu, frate. Stop, ok. Do you speak English? Nu, turkish, frate. Turkish? Turkish-ul tău. Băi, cum se spune, mă, în turcă că fata avea 13 ani? Că face pe prostul cu mine. Nu știu ce vorbește, frate. Nu mai știe română, da? Nu. Da, faza e că mi se pare mie sau pare beat. Nu e beat, e doar un pedofil. Zi, omule. Omule? Ce omule. Cauți aici? Unul, frate, Facebook. Facebook, da. Femei. Femei. Spune, vin aici, eu, taxi, comandă. Femei, aici. Da. Vârstă. Nu știu unde. Nu știi vârsta? Nu știu. Vârstă, 45, da? A, da. Vârstă fată, 1-3. Nu știu. 1-3? 1-3. 13 ani. Nu știu. Ia uite, n-a văzut, frate. N-am văzut. Kiz. Kiz Yashin Daidi 1-3. 1-3? Nu știu, frate. Știu, femei, bătrâni. Kizon Uş Yashinda. Nu știu. Kız, unde ben görmedim. N-am văzut. Ia uite, n-a văzut. N-am văzut. Ce facem, mă, cu asta? Nu știu eu câte ani copil. Nu știu, copil nou bun, nou vre copil. Ziceți voi ce facem cu ăsta. Ce vorbește, frate, nu știu eu. Mica noastră problemă e că fata de a scris și a contactat un prieten. Și prietenul ăla m-a contactat pe mine și băiatul, din păcate, l-a instigat. Adică la poliție nu o să meargă cu ăsta. Nu e la prima faptă. Dacă nu e la prima faptă, sunăm poliția direct.
Ai documente? Ce documente? Act de identitate. Buletin, pașaport. Ha, pașaport? Ai? Bun, bun. Ține-l acolo. Problemă. Pentru poliție. Hai. Ok, frate. Ai probleme cu poliția? Nu? Ai probleme cu poliția? Eu? Da. Nu. N-ai probleme cu poliția? Nu, șoferul autobus sau? Nu problem cu poliția. Nici odată nu problem cu poliția. Alo. Telefonul? Call. Apasă să suni. Sună. Sună. Frate, ai ce problemă aici? Vorbim cu poliția. Cu poliți? Da, da, da. E, hai de caracol, hai de mers. Hai de mers. Stai. Hai de mers, nu problem. Hai stai. Deci incredibil. Asta e 112 și nu răspunde. 112, bună seara. Avem aici un domn, a încercat să vină să se întâlnească cu o minoră de 13 ani și am vrea să vină un echipa să-l identifice. Am înțeles că nu este la prima abatere. Suntem pe Victor Manu 44. De poliție. Bună seara, mă numesc Alexandru. Un domn a venit să se întâlnească cu o minoră de 13 ani. L-am prins eu încercând asta. Și am dorit și noi un echipaj să ia datele, că am înțeles că nu este la prima abatere. La ce adresă? Victor Manu 44, sector 2. Sector? Bloc G1, ați spus? Da, e blocul G1 aici. Noi suntem pe stradă cu el. Adică eu sunt pe stradă cu el. Blocului, da? Da, da. Am înțeles. Vine un echipaj acolo. Mulțumesc. De unde știați că vrea să se vadă cu o minoră de 13? Eu mă ocup cu astfel de lucruri. A contactat o minoră. Minora și-a anunțat un prieten de 16 ani. Acesta a vorbit în locul minorei cu el și individul i-a propus să vină la ea acasă. Nu știu că să vină. Am înțeles. Da. Bine, vine un echipaj acolo, da? Da, da, da. Stai o secundă că nu vă aud. Spuneți acum, vă rog. Am zis că vine echipajul. Aștept, mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. Nu o să șteargă nimic, l-a băgat în buzunar, o să-l verifice poliția. Nu pot să iau eu telefonul. Nu știu, frate, niciodată nu știu. Nu are, frate, nicio problemă. Omul voia să vadă o minoră și acum o dă că nu știe, n-a văzut. Nobun, frate. Da, frate. Da, nobun, asta nobun. 1-3 ani. Nobun, frate. Ai citit robul? Robul, Dumnezeu, robul. Eu nu știu, nu am văzut el. Eu putem bet. Da, Dumnezeu, acum Allah. Da. Allah, da, eu nu tiriș pe ani, eu nu vreau. Niciodată eu nu vreau. Nu? Nu, niciodată. Eu nu am văzut. N-ai văzut? Serios, Dumnezeu, eu nu am văzut tiriș pe ani. Ok, ok. Explici poliției. Da, ok, frate. Ia uite, s-a supărat. Frate. Da, frate. Așa că, nu știu. Nu știi? Da, serios, nu știu. Ok. Mersi, Sasuke. Nu uitați, dați acolo un like. De ce arunci pe jos? Ia țigara de pe jos. Gunoi, hei. Alo, ia țigara de pe jos. O arunci la gunoi. Hai mai la lumină, că e întuneric pe aici. Ia uite-l, ia uite-l. Te pun la pământ pentru asta. Deci pentru asta, frate, te pun la pământ. Pământ. La pământ. Pământ, frate. La pământ. Corpul meu. La pământ. De ce fugi? Ofia. Ofia. De ce fugi? Ofia. De ce fugi? Corpul meu. De ce fugi? Stai acolo, stai acolo. Acolo stai, tamam. Stai acolo. Tu încerci cu mine? Eu la corpul meu, bine, nu iau pe mine. Eu nu știu, copil, eu nu știu. Allah, nu iau pe mine. De ce ai fugit?
Merg, mame, de ce fugi? Nu știu, eu cap probleme. Eu aici cap probleme. Eu nu știu copil, eu nu știu. Ți-ai făcut situația mult mai grea acum că ai fugit. Eu nu știu fata copil, eu nu știu, frate. Ha, poliția vine, hai de-ale. Hai. Hai de-ale, frate, eu nu știu. Să nu mai fugi. Nu am ajutat. Hai, să nu mai fugi. Bună seara. Din cadrul secției 9, agent privat numărul 9, să-mi spuneți și mie ce s-a întâmplat. Bună seara, mă numesc Alexandru Constandachi. Bună seara. Dânsul a vorbit cu o minoră în mediul online. Acea minoră m-a contactat. A vrut să-și dea întâlnire să vină la ea acasă. Nu știu, și am venit și l-am prins aici. Nu știu, vorbește, vin, vorbește, mesaj, trimit, mesaj, trimit. A și fugit acum de mine, adică se simte cu musca pe căciulă. Sunt mesajele în telefonul lui. Un act de identitate, să-mi prezentați și vă rog. Cine sunt un act de identitate, vă rog? Vă dau detaliile, că nu le-am la mine, am plecat din casă. N-aveți un document asta? N-am la mine portofelul. Am înțeles. Ce? Dumneavoastră, tot ce aveți la dumneavoastră pe mașină aici, vă rog. Pe mașină aici, vă rog. Mâinile ridicate. Și dacă se poate verifica la secție, am înțeles că are antecedente. Da, da, o să conducem persoana la secție și stabilim acolo. Perfect, doar v-am anunțat să știți. Da. Da, mă, băieți. L-am prins și pe ăsta. Ah, e aproape 4 dimineața, cred. Sau 3, nici nu mai știu. Deci ne auzim pe dimineața, așa, pe la 7, cred că o să ne auzim, o să ne bem cafeaua împreună. Bine că e weekend mâine. Da, vineri seară. Unii în oraș, alții la secții. Vânăm prădători. Știți ce vă zic mereu? Stați departe de ei. Și copiii, vă rog frumos, nu mai luați inițiativă. Hai, ne auzim curând. Hai că am scăpat repede cu individul ăsta. O să mă cheme ulterior să semnez procesul verbal sau toate, sau zic că nu vreau să mă mai țin acum, e ok, să mă duc și eu la somn. I-au reținut telefonul, l-au verificat la Iggy, din ce am înțeles, nu știu, trebuie să aflu ce e Iggy, nu știam de asta. Parcă Iggy a zis sau... Anyway, l-au verificat dacă mai are antecedente, nu are aparent, dar na, i-au luat telefonul să-l verifice. Secția nouă, vă rog frumos, încetați să înjurați polițiștii, ok? Au și ei sentimente și chiar își fac treaba, adică mă ajută pe mine, da? Sunt prietenii mei, așa că sunt și prietenii voștri și avem nevoie de polițiști, ok? Da, cam atât acest episod, a fost live, dar o să mai fac un episod de ce am filmat cu GoPro. Mulțumesc frumos de sesizări, copii. Dar nu uitați, în primul rând contactați-vă părinții și apoi să mă contacteze părinții pe mine. Sau dacă vă e rușine, ok, contactați-mă, dar nu vă băgați în belele, ok? Nu încercați să comunicați cu prădătorii, anunțați-vă părinții sau dacă nu vreți, anunțați-mă pe mine și mă descurc eu, ok? Înțeleg că vreți să mă ajutați, sunteți tineri și vreți să ajutați justițiarul să faceți justiție, dar este periculos, da? Eu mă descurc, sunt mare. Voi sunteți mici și nu știți cum dați de vreunul care vă urmărește sau ceva, sau mai rău. Așa că stați departe de prădători. We mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired.